Bine ai venit la o nouă întâlnire online a Bisericii Verticale Betel. Ne bucurăm că cel puțin în forma aceasta putem rămâne aproape unii de alții și să stăm împreună în Cuvântul lui Dumnezeu. Ne rugăm ca și mulți dintre voi să treacă această perioadă de separare cât mai repede și să ne putem întâlni aici, în Casa lui Dumnezeu la închinare. Dumnezeu să ne asculte și să lucreze după voia lui. Dar până atunci, încercăm să vă încurajăm prin Cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să știți că facem asta nu pentru că este la modă sau pentru că încercăm să nu ne gândim la știrile rele din jurul nostru, ci noi chiar credem că Dumnezeu are puterea de a ne ajuta să depășim orice situație, indiferent cât este de grea. Și ucenicii lui Isus au trecut prin stări foarte, foarte dificile. Și pentru că suntem în perioada aceasta în care tocmai am sărbătorit învierea lui Isus, aș vrea să citim împreună un text în care Domnul Isus îi ajută să-și depășească teama, îndoiala și nesiguranța lor. Așa că deschide împreună cu mine, te rog, la Evanghelia după Luca, în capitolul 24, de la versetul 36 până la 43. Aici Evanghelistul Luca îi descrie pe ucenici ca fiind îngroziți și înspăimântați. Când Domnul Isus a stat în mijlocul lor, unde erau adunați, ei credeau că văd un Duh. Mai departe, le spune că au îndoieli în inima lor și uh, se îndoiau, nu știau ce să creadă și se mirau de fiecare lucru. Asta pentru că arestarea judecata și moartea Domnului a bulversat viața și credința ocenicilor lui. Teama a luat locul păcii, nesiguranța locul siguranței pe care o aveau, îndoiala și întrebările au luat locul credinței și a certitudinii. Și mai mult decât atât, îndoiala și nesiguranța aceasta legat de ce va urma au persistat chiar și după învierea lui Isus am putea spune până la Rusalii, când Duhul Sfânt s-a coborât peste ucenici. Vezi, echilibrul vieții este atât de greu de atins, dar deseori se poate distruge într-o clipă. Ucenicii lui Isus au trăit trei ani și jumătate, cea mai frumoasă și neașteptată parte a vieții lor. Dar într-o noapte totul a dispărut. Isus a fost strădat și dat în mâna dușmanilor și în final a fost chiar omorât nu cred că sunt cuvinte să descrie ce au simțit ei atunci. Dezamăgirea, dezorientarea, poate chiar frustrarea și vinovăția lor ating cote maxime. Știi și tu asta prea bine. Muncești ani întregi să-ți construiești o carieră sau o afacere proprie și după ce o ai, e suficient să vină o criză, o boală și totul se duce pe apa sâmbetei. Sau poate că ești atacat la nivelul relațiilor tale. Când nici nu te aștepți, Crizele pot fi de așa multe feluri. Zilele acestea, e atâta incertitudine în jurul nostru, și îmi pot imagina cum credința unora este foarte încercată și viața le este dată pur și simplu peste cap. Vreau să te încurajez să asculți mesajul acesta și, mai mult decât atât, să iei Biblia în mână și să citești cuvintele pe care Dumnezeu ți le-a adresat ție personal. Cuvinte de mângâiere, de încurajare și de speranță noi știm că indiferent ce se întâmplă, Dumnezeu este în control. El cunoaște orice lucru poate afecta viața copilor lui și păzește. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 10, în versetul 13, nu va ajuns sau nu va cuprins nici o ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va permite să fiți ispitiți peste puterea voastră, ci odată cu ispita a pregătit și mijlocul ca să o puteți răbda. Asta e valabil și pentru tine dacă îl iei pe Dumnezeu ca Domnul, Stăpânul și Mântuitorul tău personal. Nu știu care este sursa ta de nesiguranță sau ce anume declanșează teama și nesiguranța în viața ta. Dar ce pot să-ți spun cu certitudine este că nu trebuie să mai rămâi captiv în trecut. Nu lăsa teama și nostalgia trecutului să-ți compromită viitorul. Ieri a trecut. Tot ce poți face este să schimbi situația de astăzi. Spune stop nesiguranței tale. Acesta e mesajul pe care îl transmite și Isus ucenicilor săi. Nimănui nu-i place sentimentul de nesiguranță. Așa că te invit să privim în viața ucenicilor lui Isus și să vedem cum au trecut ei peste toate aceste obstacole, cum au învins ei nesiguranța și teama. Domnul Isus le dă câteva soluții care, cu siguranță, te pot ajuta și pe tine pot spune stop nesiguranței tale, făcând câteva lucruri. Și iată care este primul dintre ele. Cunoaște Scriptura. Versetul 44 din Luca 24, Domnul Iisus le-a zis, Acestea sunt lucrurile pe care vi le spuneam când încă eram cu voi. Și anume că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în profeți și în psalmi. Iată de ce era important să cunoască Scriptura, pentru că acolo se aflau toate răspunsurile pe care ei le căutau. Tot ce s-a întâmplat cu Isus. Cu siguranță s-au întrebat: De ce a trebuit Iuda să-l trădeze pe Isus? Dar asta Dumnezeu a spus-o încă dinainte. În Psalmul 41, versetul 9. Citim următoarele cuvinte: chiar și prietenul apropiat, în care m-am încrezut, cel ce mănâncă pâinea mea și a ridicat călcâiul împotriva mea. Faptul că Domnul Isus a fost vândut pentru 30 de arginți, găsim scris deja în Zaharia capitolul 11, versetele 12 și 13. Judecata și respingerea lui Isus de către conducătorii poporului, ba chiar de către întregul popor, sunt descrise în Psalmul 22, versetele 7 și 8. David spune aici așa, cei ce mă văd își bat joc de mine, rânjesc și clatină din cap. S-a încrezut în Domnul, spun ei, să-l scape el, să-l izbăvească, că-și doar își găsește plăcerea în el implicarea romanilor, crucificarea lui Isus, faptul că niciun os nu i-a fost drobit, sunt lucruri pe care le citim în Psalmul 34 versetul 20. Străpungerea coastei cu sulița, Zaharia 12 cu 10 și inclusiv detalii despre mormântul în care a fost îngropat, Isaia 53 cu 9, ba chiar și despre cămașa cu care a fost îmbrăcat, Psalmul 22 versetul 18. Toate acestea au fost profețite dinainte. Care este concluzia? Dumnezeu își documentează planul Său. El spune dinainte ce va face și face asta pentru că vrea ca tu să-L cunoști și să-L crezi. Iată de ce trebuie să cunoști Scriptura. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să se împlinească. Așa spune Domnul Isus aici. Acestea sunt lucrurile pe care vi le spuneam când încă eram cu voi, și anume că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în profet și în psalm. De ce trebuie? Cuvântul lui este autoritate absolută. Dumnezeu nu vorbește fără un scop clar. Dumnezeu nu irosește cuvinte fără număr și fără sens. Iisus le-a spus ucenicilor, tocmai ca și ei, să nu fie luați de val când se vor întâmpla toate acestea. Să nu se teamă și să nu fie măcinați de nesiguranță. Așa cum Iisus a pășit plin de încredere și de siguranță, prin aceste momente grele din viața lui, o puteau face și ei. Și o poți face și tu. Apoi, Cuvântul lui Dumnezeu se împlinește în totalitate. Acestea sunt lucrurile pe care vi le spuneam când eram cu voi, și anume că trebuie să se împlinească ce tot ce a fost scris despre mine în legea lui Moise, în profeți și în psalmi. Adică, nu este profeție care să nu se împlinească. Nu este niciun cuvânt care să nu fie important. Duhul Sfânt nu ne-a dat o lectură facultativă de citit. Biblia nu este o carte menită să crească nivelul de cultură generală, așa cum sunt destui oameni care o afișează printre cărțile din biblioteca lor personală. Biblia are autoritate absolută în tot ceea ce afirmă. Așa că nu poți lua din Biblie doar ce vrei tu, doar ce îți convine sau doar ce ți se pare mai ușor și mai potriviție. În 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17, Apostolul Pavel îi scrie tânărului Timotei și spune așa, Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și este de folos. Ce să facă? Să învețe? Să mustre? Să îndrepte? și să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și pe deplin echipat pentru orice lucrare bună. Cei care au obiceiul să aleagă doar lucrurile care le convin, pierd esența, pierd mesajul de bază al Scripturii. Te rog, ascultă-mă cu atenție. Nu pot spune că îl iubești pe Dumnezeu, nu pot spune că iubești Biblia, dacă iei din ea numai ce accepți mai ușor dar lași afară pe Hristos și lucrarea Lui. De ce? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu are un mesaj unitar. Iisus menționează aici legea lui Moise, care este Pentateuhul, primele cinci cărți ale Scripturii, profeții și psalmii. Cu alte cuvinte, toată Scriptura vorbește despre Isus. Mesajul central al Bibliei este Isus Hristos. Mielul de jerfă, Prețul pe care Dumnezeu urma să-l plătească și a și făcut-o la Golgota pentru răscumpărarea ta și a mea. Oriunde deschizi Biblia și citești, Iad va vorbi direct sau indirect despre planul de mântuire a lui Dumnezeu. Oamenii preferă noțiunea de Dumnezeu tocmai pentru că e largă și, este mai, și, și e mai greu să definești cum exact arată acest Dumnezeu. De aceea au și apărut atâția Dumnezei, datorită efortului omului de a-L defini pe Dumnezeu. Ioan însă spune așa, nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui fiu, singurul născut, el însuși Dumnezeu, care este în sânul Tatălui, el a făcut cunoscut. De aceea și Petru completează în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12. În nimeni altul nu este mântuire, Căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Și tot Apostolul Pavel, tot lui Timotei îi scrie în prima sa scrisoare, 1 Timotei, capitolul 2, versetele 5 și 6, următoarele lucruri: Este un singur Dumnezeu. Și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul, Hristos Isus, care s-a dat pe sine însuși ca răscumpărare pentru toți. Despre aceasta s-a depus mărturie la timpul potrivit. Iată câteva implicații practice pentru noi. Cuvântul lui Dumnezeu se va împlini că vrei sau nu vrei. Pentru că nimeni nu are puterea de a se opune planului lui Dumnezeu. El spune și se face, el vorbește și toată creația ascultă și se supune. La cuvântul lui, spune Scriptura, duhurile cad în leșin. Mai mult, Cuvântul lui Dumnezeu se va împlini în totalitate. Nu doar părți, nu doar ce vrei tu, de aceea fii atent. Și atunci când Duhul lui Dumnezeu te învață, te mustră, te sfătuiește sau te oprește de la anumite acțiuni. El face asta spre binele tău. Și desigur, nu rata mesajul central al Scripturii. Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale. Când te încearcă teama, când nu știi ce decizii să iei, când te îngrijorează ziua de mâine, știrile care sunt profund negative și descurajatoare, caută răspuns în Biblie, în Cuvântul lui Dumnezeu. Așa poți stopa nesiguranța ta. Planul lui Dumnezeu te include și pe tine. Așa că citește Biblia să înțelegi ce se întâmplă cu tine, ce se întâmplă cu viața ta, ce a prevăzut Dumnezeu pentru tine, unde vrea El ca tu să fii în veșnicie. Al doilea lucru pe care poți să-l faci e să cunoști soluția lui Dumnezeu. Versetele 45 și 46 spun așa. Atunci Isus le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Oamenii se tem și devin nesiguri când nu cunosc soluția la o anumită problemă. Teama din aceste zile este că nu știm ce e cu virusul acesta. Nu avem încă un tratament exact, nu avem un vaccin, nu știm dacă se poate contacta și a doua oară, nu știm dacă vine și al doilea val de contaminare, nu știm dacă să mai stăm în izolare sau dacă să ieșim afară. Nu știm nici măcar dacă este foarte real sau dacă totul este o mare conspirație. Sunt prea multe necunoscute. Ce știm însă e că au murit oameni și. Știm că alții au scăpat ca prin urechile acului, dar ne lipsesc atâtea elemente care să ne aducă liniște și siguranță. Și merg din nou la ucenici. Pentru că exact la fel s-a întâmplat și în viața lor. S-au temut când lucrurile s-au întâmplat contrar așteptărilor și logicilor. După gândirea lor, atât ei, cât și Isus, și poate chiar și Dumnezeu, au pierdut controlul. Nu acesta era scenariul perfect. Nu, nu așa trebuia să se întâmple. Iisus nu trebuia să moară. Așa gândesc mulți care nu cunosc planul și soluția lui Dumnezeu. Cine gândește așa trebuie să înțeleagă câteva lucruri importante. Primul, soluția nu stă în înțelepciunea umană. Vedeți, Isus a stat în fața celor mai pregătiți oameni religioși ai vremii. Erau acolo fariseii, erau învățători ai legii, preoți și mari preoți și toți au ratat șansa de a recunoaște în Hristos soluția lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor, inclusiv ale lor. Ascultă ce spune Pavel uh, despre înțelepciunea omului în 1 Corinteni capitolul 2, versetul 8. El spune așa, niciunul din conducătorii lumii acestea n-au cunoscut-o, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Apoi, soluția nu stă în puterea omului, nu doar în fața liderilor religioși, ci Isus a stat și înaintea reprezentantului celei mai mari puteri și autorități a lumii de atunci, guvernatorul Pilat, reprezentantul Cezarului din Roma. Pilat și-a măsurat prin cuvinte și mai apoi prin decizii puterea lui cu a lui Isus. Ești un împărat? Mie nu-mi răspunzi? Nu știi că am putere să uh, îți dau drumul și am putere să uh, îți iau viața? Ce n-a el atunci? E că decizia de condamnare la moarte nu va putea să-l țină în mormânt pe cel care este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, Domnul Vieții, Isus Hristos. Așa a fost scris, spune Domnul Isus, și așa a trebuit să se întâmple. Isus trebuia să moară, dar a treia zi să învieze. Și încă ceva. Soluția nu stă în strategia umană. Erau acolo și ucenicii. Și este adevărat, influența lor era una mică, dar asta nu îi împiedică să vină cu scenariile logicii lor. Biblia ne confirmă că ucenicii nu erau pregătiți să accepte sau să înțeleagă planul lui Dumnezeu și aveau propriul lor scenariu. Când Isus vorbește despre moartea sa, Petru îl ceartă și spune să te păzească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Iar apoi în grădina Ghețimani, același Petru, era pregătit de război, având propria lui strategie pentru salvarea lui Iisus. Așa că scoate sabia și atacă un rob al marelui preot. Oare de câte ori nu ai eșuat când te-ai bazat pe propria ta înțelepciune și putere, strategie sau pe relațiile tale? Vezi, Dumnezeu promite în primul rând că îți oferă mântuirea în dar prin credința în jerfa lui, lui Hristos Iisus. Dar... Dumnezeu promite care răspuns chiar și la întrebările și provocările și zbaterile tale legate de viața fizică. De ce? Pentru că Scriptura spune că El este El Shaddai, Dumnezeul puternic. El Olam, Dumnezeul veșnic. El Roi, Dumnezeul care vede. Jehova Rafa, Dumnezeul care vinde că bolile tale. Jehova Ire, Dumnezeu care poartă de grijă. Jehova Rah, Domnul, păstorul meu. Jehova Shama, Dumnezeu care este aici, care este prezent lângă mine în fiecare situație și Jehova Shalom, Dumnezeul Păcii. Vreau să te întreb, îl cunoști tu pe acest Dumnezeu? Știi că El este soluția la orice problemă a ta? Că nu este nimic ce El să nu știe sau să nu poată face? Știi că El te iubește și nu-și dorește nimic mai mult decât să-ți ofere mântuirea Lui în dar prin care să ai viața veșnică. Soluția lui Dumnezeu la orice problemă a ta are un nume, Isus Hristos. Dacă vrei să învingi nesiguranța din viața ta, trebuie să-L cunoști pe Isus. Spune stop nesiguranței tale, spunând da lui Hristos Isus. Notează-te, rog, și un al treilea lucru. Cunoașteți chemarea, cunoașteți chemarea ta. Versetul 47, te rog să-l asculți cu atenție după ce Domnul Iisus spune că așa trebuiau să se întâmple, el mai spune pocăința spre iertarea păcatelor trebuie să fie vestită în numele lui tuturor neamurilor începând din Ierusalim. Ce crezi că spune versetul acesta? Mântuirea a ajuns până la noi în anul 2020 și poate până la tine personal, pentru că cineva a luat în serios și a înțeles care este chemarea unui ucenic de-a lui Iisus. Și anume, aceea de a predica Evanghelia, singurul mijloc ca să ajungi la mântuire. Vei întreba probabil, dar ce legătură are asta sau ce are de a face cu nesiguranța și teama mea într-o lume ca aceasta când epidemia sau pandemia aceasta bântuie prin lumea întreagă? Ei bine, are de a face și încă mult. Pentru că înainte să se înalți Iisus la cer, ucenicii, acum că am viat și că pare să toate lucrurile revin la normal, l-au întrebat dacă a venit vremea să instaureze împărăția lui, și Biblia ne spune că la sfârșitul zilelor, Dumnezeu va aduce din nou toate lucrurile sub stăpânirea Lui, sub autoritatea Lui, punând ordine în tot haosul creat de diavol prin păcat și consecințele Lui. Dar Isus răspunde ucenicilor foarte scurt la întrebarea aceasta și răspunsul Lui îl găsim în fapte, capitolul 1, versetul 7. El a zis, nu este treaba voastră, să cunoașteți vremurile sau soroacele, respectiv momentele. Pe acestea, tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa sau sub autoritatea sa. Și apoi le aduce aminte de chemarea lor, versetul 8. Voi însă veți primi o putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Îngrijorarea și nesiguranța dispar când îți cunoști sarcina încredințată ție de Dumnezeu și când o împlinești cu credincioșie. Știi că Dumnezeu te-a chemat și că El îți va purta de grijă, ajutându-te să îți împlinești chemarea ta. Vedeți, noi ne îngrijorăm când încercăm să înțelegem și să rezolvăm lucruri care nu ne-au fost încredințate și care, bineînțeles, ne depășesc puterile noastre. Se pare că diavolul reușește atât de ușor să ne deturneze atenția, gândurile, dar și acțiunile de la lucruri care contează cu adevărat. Uneori sunt chestiuni private, care te privesc doar pe tine și pe mine la un nivel personal, alteori ne afectează pe noi toți la un nivel chiar mondial, cum e această criză produsă de virusul corona. Și uite că, dintr-o dată, toți vorbim despre altceva, toți ne ocupăm cu altceva în loc să avem liniștea, siguranța și pasiunea de a ne îndeplini misiunea încredințată. Chemarea creștinului nu poate fi deturnată de un virus și de nicio altă criză. Noi am fost chemați să-L predicăm pe El, pe Hristos, să trăim în orice context cu credincioșie, aducând gloria Lui Dumnezeu și făcând ucenici. Când această slujbă pe care Iisus ne-a încredințat-o se va încheia, fi sigur că El ne va lua acasă. Până atunci, însă, Isus a promis că va fi cu tine, va fi cu mine, te va proteja, te va capacita să-ți împlinești chemarea și menirea. Nu uita, Dumnezeu vrea chiar și în mijlocul pandemiei să mântuiască oameni, orice om. De aceea folosește internetul. Folosește social media ca să vorbești oamenilor despre Isus. Așa cum spune aici, lucrurile acestea trebuie să le spuneți mai departe tuturor neamurilor. Dar nu uita, începe din casa ta, respectiv din Ierusalim. Te-ai gândit că te-a închis Dumnezeu cu ai tăi de câteva săptămâni bune în casă ca să le vorbești despre El? Vreau să te întreb, ai făcut-o? Și mai notează un ultim lucru. Spune stop nesiguranței tale, cunoscând sursa puterii tale. Versetul 48 Domnul Iisus spune, voi sunteți martori ai acestor lucruri. Dar atenție! Nu doar că le-ați văzut și acum puteți să fiți martori, ci le-ați crezut, adică din niște fricoși și temători, că nici ei n-au crezut la început, au ajuns să le creadă, au ajuns să fie convinși de ele. Adică voi știți că până la urmă nu prin puterea voastră ați ajuns să credeți, ci Dumnezeu v-a dat har, El v-a ajutat. Îi spune, bine, bine, dar eu una să cred eu și cu totul alta să merg să spun altora. Cum aș putea spune acestei lumi, atât de agitate în jurul meu, că Dumnezeu poate oferi siguranță? Versetul 49. Iată, trimit peste voi promisiunea tatălui meu. Voi însă rămâneți încetate până când veți fi îmbrăcați cu ce? Cu putere, cu autoritate de sus. Când vălește nesiguranța peste tine, nu uita cine te-a mântuit, nu uita cine este Dumnezeu. Ucenicii, oameni simpli, ca tine și ca mine, au ajuns să facă lucruri extraordinare pentru că puterea care era în ei era puterea Duhului lui Dumnezeu. Dintr-o dată, teama a dispărut, nesiguranța s-a schimbat în curaj, în stăpânire de sine și în îndrăzneală. Știi că Isus a promis că toți cei care vor crede în cuvintele lui vor fi umpluți de puterea lui? Cum să te temi când știi că Dumnezeu este cu tine? David, psalmistul David, spune în psalmul 23: Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. De ce? Pentru că eu sunt tare, pentru că eu știu soluția, pentru că eu am putere, pentru că eu sunt grozav, pentru că criza nu i chiar atât de mare, nici de cum, ci pentru că tu ești cu mine. Același David care a ieșit să lupte cu Goliat, un războinic uriaș, având în mână doar o praștie, dar în inimă, credința că Dumnezeu este cu el. Vreau să te chem astăzi și să te provoc. Spune stop nesiguranței tale, oricare ar fi ea. Dumnezeu vrea să-ți dea pacea și mântuirea lui, și mă rog ca El să te binecuvinteze.